Un mehedințean a fost prins rupt de beat la volan. În urma analizei probelor recoltate, a rezultat o valoare de 3,22 de miligrame per litru alcool pur în sânge. Este vorba despre un bărbat de 52 de ani din județul Mehedinți care a fost prins băut la volan. În timp ce conducea un autoturism pe DJ563 în comuna Oprișor, inițial acesta a refuzat testarea cu aparatul alcool test și a fost condus la o unitate medicală din localitatea Jiana. Polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Cujbir au depistat în trafic un bărbat de 52 de ani din județul Mehedinți în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 563 în comuna Oprișor, după ce a consumat băuturi alcoolice. În urma refuzului testării cu aparatul alcool test, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală din localitatea Jiana pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma analizei probelor recoltate a rezultat o valoare de 3,22 mg per litru alcool pur în sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au fost sesizați prin 112 de un bărbat de 62 de ani din comuna Corcova, care ar fi fost agresat de un alt bărbat. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că în jurul orelor 17, în timp ce apelantul se deplasa pe un drum public din satul Girov, a fost lovit în zona feței de un bărbat de 59 de ani în urma unui conflict spontan. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.